Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela. După o grămadă de timp, de pauză, vin în fața voastră cu o etalare generală la alegere. Voi încerca să fac și etalările cele trei zodii care au rămas neterminate, nefăcute. Îmi cer scuze, dar ce s-a întâmplat în Turcia, Siria, pe mine m-a dat foarte rău peste cap. Cine poate să înțeleagă, înțelege, cine nu, nu. M-a dat foarte rău peste cap și mi-a stricat energia, mi-a stricat un anume echilibru pe care mi-l doresc și din cauza asta n-am putut să vin în fața voastră. Încet, încet am lucrat la această recalibrare și iată-mă în fața voastră cu această etalare despre ce simte pentru, despre voi în această perioadă, o anumită persoană. Deocamdată o etalare cu trei variante. Aveți varianta una. Am pus regina de cupe în față, dar în spate nu uitați că este o temperanță, dacă asta vă ajută. Toate cele trei imagini care apar în prim plan țin de elementul apă, că tot ne apropiem de zodia peștilor și tot vorbim de sentimente. Regina de cupe, Marea Preoteasă și Marea Preoteasă. Al doilea număr. Marea Preoteasă, superbă, Mare Preoteasă, Art Nouveau. Se vede? Se vede auriu, da? Cât de prețioasă este. Cărțile le-am amestecat, dar le-am pus în cutie ca să vă ajute să le alegeți. Și o altă Mare Preoteasă, dar în spate avem și un magician. O pereche interesantă. Așadar, vă puneți pauză și vă alegeți. Eu continui etalarea. Hai să vedem. La numărul 1 deja au venit niște cărți, un soi de pre-etalare. Cu regina de cupe și temperanța, cred că este ceva ce ține de creștere spirituală și de vindecare. De vindecare, de înțelegerea unor emoții, care probabil până acum n-au fost înțelese. Dar, hai să vedem ce venise. Aha, pe partea asta. Soarele a venit, doi de bâte și apoi a venit un set de așa. Interesant că la capătul setului de cărți s-a oprit la asul de cupe. 8 de cupe și 9 de bâte. Faetonul din ce văd, asul de cupe în acest context îmi confirmă ce am zis mai devreme, nevoia de vindecare, pentru că după asul de cupe apare 8 de cupe, 9 de bâte, cărți care sugerează o transformare emoțională și o, aș spune, protecție. Cineva pune granițe personale în jurul său ca să se poată transforma emoțional, să se poată vindeca de o neîmplinire, eventual o dragoste. Cineva pleacă dintr-o dragoste sau a plecat dintr-o dragoste. Poate, știți de ce? Uneori unii mă întreabă, dar de ce zile a trecut și când poate ar trebui să vorbesc despre prezent sau viitor? Pentru că pentru unii dintre voi, chiar dacă sunt energiile care apar în acest moment, pentru unii dintre voi deja au început să se manifeste. Plus că unii chiar din păcate nu înțelegeți că dintr-o altă perspectivă, trecutul, prezentul și viitorul sunt toate în acest moment. E mai greu de înțeles pentru anumite persoane, pentru altele știți voi ce spun. Așadar, este o iubire. O iubire mare, mare, dar din niște motive, am spus, această iubire trece printr-o perioadă sau a trecut, repet, o perioadă de tăcere, de lupte interioare, de lupte cu demonii, cu ego, cu demonii. Când vorbesc de demon, mă gândesc la fricile fiecăruia, obsesiile, ego, mândria, prea multă mândrie sau adicții sau chestiuni care trebuie să ținute în frâu și vindecate. Doi oameni foarte puternici, într-adevăr, dar unul, ia uitați cum s-a lăsat acest leu pe umărul ei, apropo de temperanță,
E o energie feminină care are puterea de a înțelege, de a vindeca. Și zic energie feminină, nu e obligatoriu să fie femeie, dar e energie feminină în acest context. Și din acest motiv cei doi s-au întâlnit. Voi doi v-ați întâlnit ca să vindecați ceva. Dar vindecarea se întâmplă, dragii mei, și înțelegerea în singurătate cu eremitul. Cu 8 de cupe. În singurătate. Da, se blochează într-adevăr evoluția, să zic, sau dezvoltarea relației, o perioadă se blochează, se întârzie, mai bine zis, din cauza acestei tăceri, acestei nevoi de a analiza, de a vindeca. Dar, vedeți voi, regina de cupe aici, față în față cu eremitul. Avem zodii de foc, în mod special leu, fecioară, pești, rac, scorpion, pești, rac, posibil și scorpion, dar avem leu în mod special, berbec, poate și ceva săgetător, și fecioară și cam atât deocamdată, însă, pentru cei care vreți zodii. Regina de cupe aici, dragostea există și persoana care e mai evoluată spiritual știe că trebuie să lase pe celălalt să-și găsească răspunsurile. Dar pasiunea este. Pasiunea este, chimia este, se simte, chiar dacă e tăcere, chiar dacă e distanță cu faetonul, chiar dacă sunt blocaje, chiar dacă păreți că v-ați detașat emoțional, dar de fapt e doar o iluzie. Nu. Voi simțiți, chiar dacă nu sunteți împreună, chiar dacă nu vorbiți, simțiți. Și mai ales persoana, repet, care este mai evoluată spirituală, energia feminină, care a lucrat pentru creșterea sa spirituală, nu degeaba aveți, da? Regina de cupe și temperanța. Da. Pasiunea este. Posibil, eu așa zic, posibil, chiar dacă vreți să folosesc eventual alt cuvânt, dar este posibil ca să această atracție, care nu e doar fizică, este și emoțională, să susțină transformarea cuiva și persoana care trebuie să se transforme să aleagă totuși. Ce? Soarele, fericirea, lumina, da? Cel care sau cel sau cea care are nevoie să înțeleagă tot ce se întâmplă între voi doi, va găsi totuși răspunsuri la cele, măcar câteva, cele mai importante, care îl sau o îi vor ajuta, mai bine zis așa, îi vor ajuta să facă planuri de împăcare. Soarele este cea mai fericită carte, cea mai luminoasă carte. Ține de un anume tip de împăcare. Și asul de cupe ține de împăcare, de vindecare, de regăsire. Poate să fie și ceva, nu? Dar vorbesc totuși de o persoană pe care voi o știți deja, da? La care vă gândiți. Hai totuși să vedem. Numărul 1, o dată. De două ori. De trei ori. Ia uite, dezamăgire, suferiți, griji, stres. Asta e. Unul își dorește foarte mult, unul dintre voi, comunicarea clară. Vrea să lase în urme și dezamăgirile și stresul și nopțile pierdute și grijile prea multe în această poveste. Își dorește claritate mentală, discuție, clară. Dar celălalt, Marea Preoteasă și Luna, ia uite, posibil persoană și cu planete, interesant planete în semne de pământ, în mod special fecioară. Fecioară Taur. Acel personaj este mai analitic și posibil că este mai greu să exprime niște emoții, niște lucruri cu care nu s-a obișnuit să comunice până acum în alte relații. Ce simte pentru voi, faetonul? Regina de cupe. Vedeți cărțile? Regina de monede. Să pun 3.
Da. Faetonul arată că acest personaj este foarte determinat să manifeste victorie, mai devreme sau mai târziu. Simte că sunteți persoane responsabile. Simte și tandrețe și stabilitate. Pentru unii sau unele dintre voi, posibil acest personaj să trebuiască să aleagă între două energii sau două femei. Sau, repet, două energii, asta însemnând o energie emoțională și o energie materială. Această energie, să zic, pământeană, materială, pământeană, realistă, poate să reprezinte orice, ori o altă femeie, e regină totuși, da? Ori independență financiară, ori o mamă, ori o mătușă, ori o rudă, ori o colaboratoare sau colaborator, eu știu, știu, un business. Simt că aceste două energii ar putea să fie de o parte și acestea de o parte. Interesant, avem aici energie de apă, în mod special, rac, pești, scorpion, taur, fecioară, capricorn. Cu alte cuvinte, există o corespondență, există o compatibilitate. Dar cine n-a înțeles-o, trebuie să o înțeleagă. Și se pare că e pe cale să înțeleagă, pentru că faetonul reprezintă determinare. Deja începem cu numărul 7, care este vibrația acestui an. Și chiar dacă știți, faetonul, am zis eu, merge către stea. Ca și eremitul, pe care l-am văzut mai devreme. Ce înseamnă stea? Înseamnă vindecare, înseamnă misiune, înseamnă creștere spirituală, înseamnă credință. Și steaua, pentru că stea nici măcar, soarele e mai aproape de noi decât steaua. Ia gândiți-vă un pic. Steaua este foarte greu de atins, dar ne arată calea. Chiar dacă acest personaj știe că va fi mai greu de atins, să zic, acest ideal, este foarte determinat. Să vă întâlniți față în față. Dacă sunteți două tipologii, cum am spus mai devreme, diferite, unul emoțional, spiritual, empatic, celălalt realist, practic, pragmatic, în principiu puteți să realizați ceva frumos împreună. Dar interesant, am vorbit, cineva trebuie să aleagă. Posibil, ia uite, în primul rând, ia uite. Pasiunea, am zis că este între voi doi. Pasiunea este, dar ar putea să mai fie un alt personaj între voi doi. Că văd regele și regina de bâte și regele de monede la mijloc. Iar dacă nu este o altă persoană, sunt motivații materiale, financiare. Eu știu, business, colegi de muncă, obligații familiare. Între voi doi, multă pasiune, repet. Dar apare această energie pământeană, pe care până acum eu aș spune că persoana la care vă gândiți, poate să fie și invers. Persoana care știe că este mai materialistă, mai pragmatică, a jonglat cu opțiunile, cu dragoste, aș spune. În ce sens? Nu negativ, nu stai. Poate pentru unii, că n-am văzut niciun cavaler, nu. Aș spune cu 7 de cupe, cu spânzuratul, a desconsiderat aspectele emoționale. Așa simt. A desconsiderat sau nu le-a considerat atât de importante ca chestiunile precum, da? Ca să nu fac cacofonii, precum chestiunile realiste, pragmatice. Aveți de-a face cu un personaj destul de tradițional. Acest personaj simte că sunteți, iar am zis, valoroase, că aveți respect față de voi. Dacă ar fi vorba să vorbim, dacă ar fi vorba să vorbim, dacă ar fi să exprim gândurile unui bărbat pentru o femeie,
Da, acest bărbat este determinat, repet, să construiască cavalerul de monede cu răbdare. Cu răbdare, pas cu pas, ceva solid între voi doi. Dar încă probabil e pe cale să aleagă. Interesant că apare moartea peste 7 de cupe. Ce înseamnă? Confuziile acestea trebuie să moară. E o exprimare. Da? Opțiunile. Și opțiuni, nu mă gândesc mult la alte aventuri, alte femei, alte bărbați. Nu. Prea multe lucruri. Și da, e posibil, orice ar fi, bărbat, femei, nu știu la ce v-ați gândit, dacă avem totuși o regină de monede, un personaj care lucrează pentru independența sa, are vreun business de care se ocupă, într-adevăr sunt multe opțiuni. Nu știu voi ce vă ocupați, dar cred că totuși, eu știu că totuși am abonați de categorie înaltă unii dintre voi. Știți ce înseamnă marketing, piață de desfacere, nu? Promovare, publicitate, producție, apropo de business. Și e ceva. Și acum și voi ați observat că uneori și pe canalul meu apar pauze. Apar afară de problemele, să zic, emoționale, care mă mai perturbă și pe mine, cum a fost situația cu, nu știu, Turcia-Siria, despre care am vorbit la început. Da, am și eu preocupări. Și atunci, ca să se lege ce se întâmplă între voi, ar trebui să renunțați și unul și altul la alte prea multe preocupări. Familie, business, colegi, prieteni și alte, eu știu, chestiuni care v-au ținut deoparte. Pentru că, sincer, chiar dați bine împreună regina de cupe și regina de monede. Și dacă ar fi să simtă n-am exprimat corect. Și dacă ar fi să vorbesc doar despre voi, ce simte acest personaj? Simte că sunteți determinați. Simte că sunteți ambițioși, ambițioase. Simte că sunteți și sensibili. Și asta e un plus. Și în business. Știți? Da, și în business. Și în relații și în orice fel de relații. Vorbiți cu empatie, creați cu empatie, simte că aveți o forță creativă foarte mare, determinare, răbdare. Asta simte. Și aș spune că inspiră. Energia aceasta inspiră persoana să, eu așa simt, să-și dorească să construiască ceva cu voi. Interesant. În timp ce am vorbit, a apărut justiția. Cărțile acestea le voi prezenta în curând pentru viitor. A apărut justiția. Poate sunt chestiuni legale, contracte între voi, dar e o justiție a viitorului în care lucrurile se echilibrează. Da, lucrurile se echilibrează. Ce simte pentru voi? O dată, de două ori, iac, de trei ori, stai, ce a apărut? Regina de pământ. Interesant, de două, regina de pământ. A avut un mod special să apară. Da? Că sunteți persoane cu picioarele pe pământ, cu capul pe umeri și picioarele de pe pământ. Chiar dacă sunteți sensibile, chiar dacă aveți, ia uite ce cupă mare aveți. Chiar dacă aveți o cupă mare, un ocean în suflet în care intră toți, și buni și răi, îi înțelege și pe cei răi că au motivele lor. Bine, asta nu înseamnă că dacă îi înțelegeți le permiteți energia împreajmă voastră. Da, înțelegeți, multe. Dar asta nu... Interesant, vedeți, e o cupă și e și acoperită. Vă rețineți un pic emoțiile pentru că știți că nu puteți împărtăși cu oricine ce simt, da? Pentru că aveți de creat. Aveți de creat, aveți ceva de creat cu suflet. Și ceea ce creați, creați cu suflet. Dar repet, ce simte? Simte determinare din partea voastră și vorbind despre ei și ei sunt determinați. Interesant, s-a oprit setul de cărți la îndrăgostiți. Da? Știți,
Aici cartea este mai mică, dar eu mi-aduc aminte ce am scris aici. Niște versuri din Eminescu. Spune așa, o rămâi, rămâi la mine, te iubesc atât de mult. Ale tale, dorul toate, numai eu știu să le ascult. Așadar, luați mesajul cum simțiți. Cineva știe, simte că doar această regină de cupe poate să înțeleagă. Și dacă ascultați despre o regină de cupe, știți și voi, știe și persoana, că e cam printre puținele persoane care vă poate înțelege. Eu asta simt. Prințesa de cupe. Turnul. Wow. Și regina de spade. Hai să mai luăm cu o carte. Cinci de spade. Da, sunt niște conflicte. Posibil am zis că între voi cineva să fi intervenit. În primul și în primul rând, niște conflicte mentale la nivel personal. Am zis chiar de la început, persoana care trebuie să analizeze ce se întâmplă în această relație trebuie să înțeleagă logic, am văzut eremitul. O separare bruscă, probabil că a fost între voi. N-ați reușit cu prințesa de cupe, nu ați reușit să comunicați suficient emoțional. Emoțional cât să aveți siguranța că ceea ce simțiți unul pentru celălalt nu poate fi distrus de nimeni și de nicio separare. Turnul și eremitul și tăcerile pe care le-am văzut mai devreme, de nicio separare. Regina de monede apare de două ori și apoi regina de spade. Am spus, am văzut mai devreme și regina de spade. Da, trebuie să discutați cât mai clar ce simțiți, ce considerați că puteți să creați împreună. Dar există niște influențe. Pentru mine cinci de spade înseamnă întotdeauna bârfe, influențe mentale din partea unor personaje, posibil cu regina de spade, care poate să folosească cuvintele într-un anume fel din partea unuia dintre voi, aș spune a lor, că despre ei citim, poate să fie și invers. Este un personaj care influențează mental într-o direcție negativă. Ce ar mai fi totuși după 5 de spade? Ia uite, diavolul, Lilith. În aceste cărți, diavolul este reprezentat de Lilith. Anti-femeia, anti-mamă. Inclusiv, într-o astrogramă masculină, Lilith reprezintă tentația. Ia uite și justiția. Ho, 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 am văzut mai devreme justiția. Niște chestiuni legale deocamdată. Niște chestiuni legale. Dar, ia uite, s-a oprit la nebun. Ia uite, e un vis. Acest personaj visează că veți alege, doi de bâte. Ia uite, veți alege să vă ascultați emoțiile. Veți alege să vă ascultați emoțiile și există dorința de a o lua de la zero. Dacă energia negativă, trebuie să avertizez, dacă energia negativă întârzie prea mult această împăcare, acest moment zero, acest vis frumos, sau realizarea acestui vis frumos, zero poate să fie și decizia voastră de a nu-i mai aștepta, sau a lor. Pentru că se lasă, am zis, cineva se lasă influențat de niște aspecte legale, de niște probleme legale, de niște oameni toxici cu diavolul și cinci de spade, pardon. Niște chestiuni legale care nu sunt legale, nu sunt corecte.
Poate să fie un contract, o căsătorie toxică. Da. Nu vorbim mult? Ah. Totuși, speranța care ar mai fi, o dată, de două ori, de trei ori, speranța sau viitorul, Valetul de bâte. Soarele, ce frumos! Zece de cupe, ce frumos! Mai. Există o speranță, cred că și în voi, și în ei. Că, eventual, acest bărbat va lăsa femeia aceea toxică. Poate va lăsa pe voi pentru un personaj, un contract, niște influențe toxice. Ilegale. Dezechilibrate. Adăugați câte sinonime vreți. Cu zero, am spus, este dorința de a începe un nou capitol. De a veni spre voi. Înspre ce? Înspre soare. Că la voi... Doar voi înțelegeți. Sau, poate să fie și invers. Doar ei vă înțeleg. Sau poate să fie și una și alta. Pentru că este 10 de cupe. Și soarele are două personaje. Doar împreună. Și unul și celălalt vă înțelegeți. Vă susțineți creativitatea. Puteți să creați ceva durabil, ceva... Vedeți, pe cerul acesta nu e o stea. Sunt nu știu câte stele. Și 10 cupe. Puteți crea fericire. Dar, într-adevăr, durează pentru că sunt niște chestiuni legale, niște chestiuni toxice. Dacă e și contract, mai greu, orice ar fi. Căsătorie, job, ia uite, s-a oprit la asta. Speranță, da? Că veți vindeca interesant temperanța. Vă veți elibera de dorința de control a cuiva care influențează această relație. Dacă nu a voastră, poate să fie altei persoane. Și există speranța că veți reuși să doborâți concurența cei care vă stau în cale. În calea fericirii. Cam asta simt ei. Să zic, simt, speră. Uneori și visează, că am văzut și cartea visurilor. Da? Ia uitați-l. Ah, ce frumos, știți? În această carte a visului. Apare luna, totuși. Am zis, cel care sau cel care are energia feminină evoluată poate să vindece copilul interior al celuilalt, care este foarte, foarte afectat de niște chestiuni, repet, toxice, legale, ilegale mai degrabă. Ia uite, choose love, dar a venit un pic invers. Încă. Dar ce frumos, 21 în tarot înseamnă o nouă lume. Încheiere de capitol și o nouă lume. Take a chance on love. La asta se gândește. 21-23 înseamnă 5 schimbare. Dar ați văzut. Încă. Exact. 2 de monede. Încă mai e ceva de cântărit. Dar personajul știe că dacă ați fi împreună, ați fi fericiți. Rămâne. Ia uite, Luc. Nu uitați, numărul 11. Sunteți puternici. Rămâne de văzut încă timp și dacă aveți răbdare, totul ține de credința voastră, de alegerile voastre. Dacă voi nu mai aveți răbdare și vreți să o luați de la zero, este problema voastră, dar acest personaj încă sper. Ia uite, diavolul. 10 de cupe. Acest personaj a trăit, ia uite, împărăteasa și diavolul. Ori o căsătorie, ori o mamă foarte toxică. Da? Dacă nu știați, vă zic eu, dacă ați simțit, vă confirm, iau, s-a oprit la îndrăgostiți și soare, unde am pus cartea, soare și îndrăgostiți. Da, dragostea aceasta luminează, vindecă. Însă, știți voi, cine are de înțeles niște lucruri, probabil că e bine să le lăsați timp să înțeleagă, pentru că dacă nu vin cu răspunsurile deja găsite în sinea lor,
veți mai întâmpina probleme. Așa, odată clarificați, lucrurile vor merge mai bine. Chiar dacă vor mai fi obstacole, de măcar odată ce acela care este mai confuz a înțeles că se poate realiza ceva frumos, odată ce este ferm convins, orice ar mai veni în calea voastră ar fi degeaba. Ar fi degeaba. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, vă pup numai bine. Haideți să vorbim despre numărul 2. Are această frumoasă... E interesant, că nu știam ce alt personaj, uite aici lateral, apare un 6 de bâte. Ai o energie masculină, nu e în spate, e lateral, e prin preajmă, dar total diferită. 6 de bâte atrage atenția, Marea Preoteasă preferă să stea mai în umbră, chiar dacă poate să atragă atenția prin mister, prin intuiție, prin acel ceva pe care nimeni nu-l poate înțelege. Dar 6 de bâte, o energie masculină care vrea să fie... să iasă în evidență și să aibă victorie. Whenever, whatever. În aceste de cărți, ce a apărut, oare? Nu, asta a apărut. Ia uite, interesant, am spus 5 de cupe. Probabil că sunt niște regrete. Probabil că cineva regretă. Dar, ce a văzut? Ce a apărut înainte? 10 de bâte. La capătul setului de cărți, interesant. Izvorul, asul de bâte și justiția. Se poate echilibra și apare balanța de 2 ori. Se poate echilibra situația dintre voi, pentru că există, repet, și pasiune și determinare și un anume tip de chimie, dar, vedeți voi, chimia aceasta este un pic temperată, vedeți, apa vine peste acest foc, peste această bâtă. Emoțiile. Și un izvor este și un ocean. Bine, acest ocean, voi știți ce poate să reprezinte. Poate sunteți peste, la distanță, peste hotare, nu știu... peste mări și țări, vreau să zic, nu peste hotare, peste mări și țări. Poate. Dar energia feminină, zic energie, nu e obligatoriu să fie femeie, dar energia feminină are de păzit un izvor foarte prețios. Un izvor al vieții, al tămăduirii, al creației. Pentru că apa este o forță creatoare. Și focul, dar și apa. Vedeți că este un videoclip, în care citeam din Lazarev, ați putea să ascultați un pic despre apă și e acolo un playlist în care puteți să mai ascultați niște lucruri foarte interesante. Dar sunt cele două forțe creatoare, apa și focul, nu? Care nu pot sta împreună, dar fără ele nu poți să creezi. Ideea este că în acest moment ce simt acest personaj... despre voi. C-ar fi cazul, nu știu dacă voi munciți sau ei muncesc. Iar variază, eu citesc cărțile. Uneori energiile pot să vină invers. Unul dintre voi muncește, poate prea mult. Și e o carte a unui om care își asumă poate prea mult niște responsabilități. Duce în cârcă prea mult. Dacă, repet, dacă voi munciți, acest personaj știe că munciți și simte că ar fi cazul să mai lăsați o parte din responsabilități și să începeți ceva nou. Acum, dacă ei oferă această posibilitate, rămâne de văzut. Însă... numărul 2. Ce simte pentru voi? O dată. De două ori. De trei ori. Lumea. O fi distanță între voi, că am vorbit de ocean posibil. Interesant. Ia uite. Am vorbit de ocean și iar apare izvorul. Am amestecat în fața voastră. Cavalerul de cupe. Energie masculină. Marea Preoteasă. Este o dorință în secret, să zic, neexprimată încă. De ce în secret? Încă e neexprimată. Este o dorință de a schimba situația dintre voi, de a vă împăca, de a avea întâlniri, de a fi fericiți, de a spune.
și ce simțiți și cum... Da. De a găsi soluții în cazul în care e distanță, am văzut iar lumea, 8 de bâte, dacă e distanță mare între voi, de a găsi soluții creative, cum să reduceți stresul creat de distanță, pentru că o relație la distanță e foarte stresantă, dar nu știți, uneori se întâmplă și față în față să nu ne înțelegem cuvintele. Uitați și aici pe canalul ăsta sau pe alte canale. Eu spun ceva, voi înțelegeți uneori altceva sau știți și în relațiile personale sau profesionale, da? Uneori spui un lucru și se înțelege altceva. Da, păi, dacă relația este la distanță. Însă, ce apare? Spânzuratul? Interesant. 12 și 21, vedeți, e o oglindire. 12 și 21. Dacă ar fi în cifre... Dar chiar și așa. E interesant. 2 de 1, 2 de 10. Un 1 și un 10. Chiar și așa este interesantă oglindirea. Și pentru că e oglindire, poate că cel care are multe responsabilități oglindește ceva din responsabilitățile celuilalt. Nu neapărat că are același tip de responsabilități. Oglindește, să zic, determinarea. Că la 10 de bute este o determinare de a face ce trebuie făcut. Și dacă voi sunteți, știți că sunteți, mai trebuie să fac, știți cum e, eu știu, hai să fac și cu tare și cu tare și cu tare și cu tare, că trebuie, da? Trebuie să le faci. Personajul probabil că vă cunoaște suficient de bine sau vă urmăriți suficient de bine și a observat că sunteți determinați. Ceva din determinarea voastră se regăsește și în determinarea lor. Din puterea voastră de a rezista, să zic, în fața unor situații mai grele. Și posibil din cauza acestor responsabilități ale voastre, ale lor, ale ambilor, repet, într-un anumit fel, situația dintre voi a rămas așa, în stand-by, în coadă de pește, într-un fir karmic, într-o relație, într-un string. Interesant. Poate că ar trebui să eliberați niște stringuri. Dar amânările, sacrificiile, ar cam trebui încheiate cu lumea. Aici vreau să ajung. Dacă voi v-ați sacrificat mai mult decât e cazul într-o situație, în afara acestei relații, poate și în această relație, dar și în afara acestei relații, că atunci înseamnă, când ai 10 de bute, ai responsabilități. La locul de muncă, cu familia, cu neamurile, cu, eu știu, colectivul din care faci parte... Dacă știți că unul dintre voi s-a consumat, sacrificat și ce mai simt, și-a consumat potențialul, interesant, de a fi în lume, interesant, wow, ar cam fi cazul să încheiați acest sacrificiu și să ieșiți în lume, interesant ce simt. Deci acest personaj vă vede undeva deasupra. Sunt cele patru cărți, elemente fixe. Deasupra, interesant, deasupra tiparelor, dincolo de șabloanele în care v-ați consumat până acum. Acum, mesajul principal era că dacă au fost amânări, așteptări, ar cam fi cazul să încheiați și să eventual să manifestați un nou capitol. Dar, vedeți, vin mesaje, vin altfel de mesaje. Ar fi cazul, da. Hai să tăiem. Ce simte pentru voi? 6 de monede. Justiție, interesant, iar au apărut acele cărți. Asul de bâte. Și câte luase în 4, parcă. Și 6 de bâte. Asta a vrut să... Iată, a vrut și ea să vină. Ați văzut? A vrut să vină. Judecată. 4 de bute. Faetonul. 10 de cupe. Acest personaj ține foarte mult la voi. Ține la voi pentru că... Bine, ei...
Au așa un vis, că voi doi ați putea fi fericiți. În anumite condiții, evident, nu în orice condiții. Dar de ce ține? Pe lângă puterea voastră de a vă implica, de a duce multe, aveți un anume tip de stabilitate pe care probabil, nu știu, probabil n-au întâlnit-o la persoanele pe care l-au întâlnit până acum. 4 de bâte. Cu faietonul și 4 de bâte aș spune că acest personaj este determinat. Are în gând această fericire. Este determinat să vă cucerească cu faietonul și 6 de bâte și judecata să vă cucerească. Și să vă, aș spune, deblocheze. În cazul în care știți că sunteți mai reținuți, mai reținute față de această situație, situație neapărat față de ei, față de situație, din niște motive, își doresc foarte mult să renunțați la blocaje, la niște aspecte financiare în care vă implicați poate prea mult, repet, responsabilitățile care le-am văzut mai devreme. Ce simt pentru voi? Vor, în primul și în primul rând, să fie corecți. Să ofere un anume tip, zic un anume tip pentru că variază de la om la om, un anume tip de echilibru. Posibil să mai fi fost, ori în viața voastră, ori a lor, alte personaje care au necesitat atenție și, în mod special, atenție financiară. Contracte. Poate să fie și mai puțin spirituale. Simt că mai degrabă sunt contracte karmice. Eventual financiare și acelea tot karmice sunt. Dar iar responsabilități. Pentru că e și casa a șasea, este și balanța care reprezintă casa a șaptea, a legăturilor de lungă durată și a obligațiilor de zi cu zi. Avem fecioară balanță. Interesant și taur eventual. Dar ce simte pentru voi? Eu așa simt. O să vedem și la clarificări, dar deocamdată acest personaj chiar vrea. Asta simte. Acum nu știu ce va realiza, dar simte că ar vrea să vă facă viața mai animată, nu musai frumoasă, mai interesantă, mai dinamică, pentru că vă concentrați prea mult pe niște relații care vă consumă, eu asta văd. Niște relații care vă consumă și financiar și energetic. Am văzut 10 de bâte, un consum energetic și un potențial. Interesant ce văd, vedeți? Am văzut mai devreme la izvor, am vorbit de mare, de ocean. Într-o parte este un pământ, acum văd. Într-o parte este un pământ, mai simplu, și într-o parte un pământ cu un palat. Posibil să fie diferență financiară între voi doi. Cel care știe că are mai mult își dorește să ofere într-un anume fel ceva. Nu știu dacă financiar. Nici nu m-aș gândi musai la chestiuni sexuale, deși chimie clară este, atracție fizică este între voi. Dar nu este vorba doar de asta. Acest personaj vrea să se împace cu voi în cazul în care a fost o problemă, o separare și să, am zis exact, să vă ajute să vă ridicați din această viață în care vă consumați. Cum am spus la lumea, da? Aici este un alt personaj care e deasupra tuturor celor care își duc viața de zi cu zi, cu bune și cu rele. Eu asta simt în acest moment. Asta și-ar dori acest personaj. Hmm.
Ce simte? Simte că sunteți persoane corecte, simte că sunteți sau cu potențial. Dar iar persoane generoase, ce simte? Simte că sunteți persoane generoase, dar e o reținere în fața acestei relații care este între voi. Repet, în cazul în care n-am exprimat suficient de clar, această reținere să fie și din cauza unor responsabilități. Ce simte? Atracție. Dorința de a vă cuceri, de a vă impresiona. Curățăm cărțile. Numărul 2, ce simte pentru voi? Dacă știți că aveți niște probleme în justiție sau, eu știu, chestiuni legale, își doresc să le rezolvați mai repede ca să puteți începe un nou capitol și să aveți victorie împreună. Interesant, am vorbit de acest cavaler de câteva duce, să aminte chiar de la început, când am văzut pe marginea acestui, da? Ne uitați-l. Vorbeam de Marea Preoteasă. Persoană misterioasă, cu multă educație, cu educație mai specială, dar care stă mai în umbră. Acest șase de bâte, acest victorios, acest cuceritor, da, îi place să iasă în evidență, dar cred că și-ar dori să iasă în evidență și cu voi, într-o anumită formă. Hai să vedem. Ia uite. Regina de spade. Și regele de spade, interesant. Patru de bâte. Cred că acest personaj, chiar dacă ați încercat să vă detașați emoțional, din niște motive, să zic, tradiționale, familiare, acest personaj simte că puteți să fiți un cuplu împreună. Un cuplu potrivit, pentru că amândoi sunteți inteligenți. Extrem de inteligenți. Și dacă vor să vă cucerească, trebuie să se gândească, apropo de judecată, foarte bine cum să vină, cum să exprime. Pentru că nu pot să vină oricând. Oricând, nu oricând, oricum. Trebuie să vină corect, pentru că și voi asta vreți. Nu știu, o chestiune de mental foarte mult. De principii. Hai, odată. De doi. Interesant, apare faetonul. Determinare. De trei ori. Determinarea de a avea victorie. Viziunea. Vocea. Wow. Unele sunt cărțile mele preferate astea. Oarecum. Șapte de spade. Cinci de cupe. Și nouă de bâte. Ce simte? Cu vocea, posibil unul dintre voi vorbiți ori în public, ori cântați, pentru că în această carte cineva cântă. Dar șapte de spade. Șapte de spade își ascunde intențiile, să zic, sau ascunde ceva. Posibil acest personaj nu vrea să arate cât de atras este sau atrasă, cât de atrasă este de voi.
Șapte de spade clarifică astfel de bute atracția. Încă se gândește la o strategie cu elementele de aer pe care le-am văzut mai devreme, la o strategie cum să inițieze o victorie, pentru că știe că nu se poate oricum, pentru că în această situație au fost lacrimi. 5 de cupe. Posibil și ei au plâns un anume tip de separare sau de probleme care au fost. Nu degeaba se dorește împăcarea. Au această viziune și o voce le spune, să zic, intuiția, vocea interioară le șoptește că se poate echilibra cu justiția, se poate echilibra situația dintre voi. Vă puteți împăca dacă gândesc strategia corectă. Și dacă ies un pic din aceste emoții negative, 5 de cupe, un soi de regret că ceva n-a mers la început. 9 de pute reprezintă iar determinare. Dacă au fost blocaje, există o mare determinare. Se gândește că cu ceva ambiție puteți să vă împăcați și să renașteți. Chiar dacă posibil voi să fiți foarte reținute. Și cine foarte reținut aici, aș spune că are niște motive, a experimentat ceva foarte trist și dezechilibrat în viața sa, foarte epuizant, chiar minciuni, chiar exploatare, chiar blocaje, chiar pierderi umane. Deci, cine este foarte reținut în această relație are un trecut destul de greu. Dar, repet, există această determinare de a iniția ceva interesant, ceva creativ, ceva suficient de atractiv cât să vă scoată din... Să uitați, aș spune, să uitați acest trecut. Și să aveți victorie împreună. Viziunea. Și cartea asta îmi place foarte mult. Da, viziunea lor este că, dacă știți ce versuri superbe sunt scrise aici pe părul acestei femei. O poezie din Rumi, nu, din Hafez. Viziunea lor și intuiția le șoptește că puteți să fiți, în ce sens pereche, să creați un anume tip de o prietenie foarte puternic, o prietenie în primul rând, care se poate transforma în dragoste, care are la bază dorința ambilor de echilibru, de dreptate și care ar fi, cum să explic, dorința ambilor de a avea victorie. De a fi creativi. Nu știu, simt că e un proiect creativ care poate fi... Puteți străbate lumea cu acest proiect creativ pe care îl puteți dezvolta împreună. Dar la acest lucru se gândește acest personaj, nu neapărat în secret, se gândește, 7 de spade, încă nu arată. Dar, repet, trebuie lăsate, ce mi-a plăcut cartea asta totuși când am gândit-o, trebuie lăsate conflictele, minciunile, stresul, indeciziile ca să puteți manifesta asul. Aici este un as, da? Un 7 de spade, un as de spade, un adevăr. Da? Interesant și aici este tot o apă. Eu așa văd, o apă. Roșie. Regrete. Conflicte. În momentul în care
Lăsați cele 5-6 spade în urmă, se poate manifesta asul de spade alături de asul de vute. Adevărul despre care am tot vorbit aici și tot încerc să explic interesant. Tai Chi a apărut, ce-mi place și partea asta, între voi e o energie foarte fluidă și caldă și pasiv. Foc și apă, foc și apă. Unul foarte intuitiv, celălalt foarte combativ. Dar interesant, repet, vă oglindiți. Și persoana care este emoțională și sensibilă are un anume tip de determinare, de combativitate, chiar de agresivitate, dacă e nevoie. Și persoana care e mai masculină are ceva feminin. În ce sens? Sensibil, senzual în ei. Curățăm cărțile. Ce simte pentru voi? Hai să vedem, să încercăm. Speranțe. Ce speră acest personaj? Dar văd viziunea. Văd. Știți ce? Știți ce? Au așa o viziune că atunci când veți avea succes, șase... Începem cu 6 și se termină tot cu 6. 6 de monede, 6 de bâte. Interesant. Atunci când veți avea succes în această nouă etapă a relației dintre voi, care poate să fie un proiect, o colaborare, orice, că 6 de monede este un anume tip de colaborare, veți putea fi generoși în lume. Interesant, apare soarele. Și încă n-am amestecat. Rețineți, da, este speranță. Este un soi de înțelegere, o trezire. Că se poate. Din toate lacrime, stresul, minciunile, sau reținerile, le-aș spune, fuga de implicare, se poate să depășiți acest moment, dacă vreți, evident. Cavalerul de cupe. L-am văzut parcă mai devreme. Ia uite. Unde era? Era? Sau a fost mai devreme? Dați în urmă. Da, era ca... Da. 4 de monede. 4 de cupe. Ce simte? Vedeți, iar apare 10 de bâte. Exact ce am zis. Simte că dacă îndrăzniți și voi și ei, îndrăzniți cu nebunul, să riscați și să vă eliberați și unul și celălalt, aș spune, de responsabilități, puteți să fiți fericiți, să vă împăcați redecupe, să vă bucurați de această uniune, de această dragoste care e între voi, chiar dacă e tăcere. Unul dintre voi a înțeles deja. Nu știu dacă voi ați înțeles sau dacă ei au înțeles. Dragoste mare. Potențial mare. Dar vreau să clarific totuși. 4 de bâte. Clarificăm 4 de bâte. De monede, pardon. 4 de monede. Odată. Clarificăm 4 de monede. Cavalerul de cupe. Aș spune că vor să vină, să fie romantici, să declare într-un fel artistic ce simt pentru voi și să... Wow, ce frumos mesaj! Deși această carte arată foarte ciudat, 4 de monede, cine ține la bani, va primi ce merită, vedeți voi. Dar nu spun că spune cartea mai bine decât mine. Dar ce interesant, am văzut aici un as de bâte. Și aici este un as de bâte. Cu alte cuvinte, eu asta simt. Acest potențial foarte, foarte frumos, creativ,
vă poate ajuta să renunțați la această, dacă sunteți voi, că am văzut patru de monede și energie feminină și poate că amândoi sunteți reținuți. Chimia și creativitatea care se poate manifesta între voi, 4 și cu 4, 8, vă poate ajuta și pe unul și pe celălalt să renunțați la reține. Nu știu, poate că să amândoi aveți marcaje în casa a patra, a racului, a scorpioni, a peștilor, rețineri în a vă deschide emoțional din cauza unui trecut. Dar, repet, vreau să clarific. Clarificăm patru de monede. Da. Și să lucrați împreună aici, o colaborare, amândoi. Deci nouă de bute apare iar, amândoi. Și știți, e o melodie pe care îmi vine în minte. I stand my ground. Sau stand my ground within temptation. Bine, e rock. Eu ascult mai mult rock decât alte melodii. Bine, și de meditație. Dar am zis, amândoi sunteți rezistenți. Amândoi puteți să stați în picioare. Unul roșu, unul verde. Sunteți complementari. Și vedeți, aici sunt doi de bâte. Două bâte, vreau să zic. Sunt două bâte. Trebuie să vă faceți planuri, probabil și la nivel personal, și împreună, cum puteți să renunțați la această reținere, la relațiile karmice, la... relațiile care v-au blocat, personajele care v-au blocat până acum. Da, iau. Și într-un mod neașteptat, două cărți care același lucru spun. Evenimente neașteptate. Puteți să manifestați ce? Iau, te doi de bute. Exact ce am vorbit mai devreme. Să creați o nouă lume. Să mergeți, spun, wow, lumea cea nouă pentru cei care... pentru cei care lucrează, pentru ascensiunea lor, poate că amândoi lucrați într-o anumită formă sau veți lucra, veți putea merge pe lumea cea nouă, pe noul pământ, nu lumea cea nouă, noul pământ. Și când zic de noul pământ, nu mă gândesc la America. Nu, 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 știți voi la ce. Trebuie să renunțați la frici. Ia, mai dăm și pe patru de cupe. Patru de cupe în aceste de cărți, îl vedeți? Este foarte selectiv. Dacă la un moment dat refuză, aici chiar se vede că nu mai vrea alte opțiuni, alte iubiri. Este mulțumit cu ce are. Dar vreau să clarific. Ia, a venit ceva invers? Nouă de spade. Dar a venit invers. Dă-mă carte. Uite, s-a oprit la stea. Și a spânzuratul pe care l-am văzut mai devreme. Nu știu, e o viziune, e o speranță foarte subtilă sau nu știu cum o să o vedeți exprimată. Poate artistic, cavalerul de cupe. Această speranță va fi exprimată artistic, că puteți împreună să renunțați la celelalte responsabilități și să vă concentrați pe această nouă etapă, pe această transformare a voastră, și separată și împreună, pe vindecarea voastră. Mai dăm o carte pe nouă de spade și patru de cupe. Pentru că aici este un personaj care încă nu și-a învins demonii. Probabil acest personaj încă mai are de ori voi, ori ei. Mai trebuie să lucrați cu un anume tip de stres și de... frică de dragoste. Uneia dintre voi este frică de dragoste. Repet, pentru că a suferit foarte mult. Cinci de pute. Dar trebuie să fiți creativ un pic. Să vă folosiți creativitatea și combativitatea ca să scăpați de această depresie. Unul dintre voi în depresie. Poate că voi sunteți
Și acest personaj vrea să vină să valine cavalerul de cupalină. Exprimă, artistic, sensibil. A ajuns la izvorul despre care am vorbit mai devreme. Vrea să vină la izvorul. Tămăduirii. Împreună puteți să fiți puternici. Și o speranță. Cât de vagă, cât de subtilă există această speranță. Acum, cam asta este. Cam asta este ce simte. Interesant. Și la voi a apărut Ciuslav. 21, lume. Alege dragostea. Se gândesc dacă îi veți alege. Dacă vin înspre voi, dacă îi veți alege pe ei sau alege stresul și alte probleme. Interesant, da, uite, slow down. Fă ceva pentru cineva. Exact aici, 6 de monede. La ce se gândesc? Că sunteți foarte empatici și că vă concentrați pe anumite ființe care au nevoie de ajutorul și de prezența voastră. Ia uite, o nouă dragoste. Dar 26 înseamnă 8, care înseamnă transformare. Lucrurile se pot transforma între voi, dar repet, dacă vreți și dacă totuși învingeți această, nu știu acum este această depresie, ci e cineva foarte, foarte stresat și supărat. 5 de băte. Aici nu mai e în conflict. Aici a găsit soluții creative. Dacă până acum persoanele din jur au creat conflict și stres și tristețe, la 5 de băte acesta, personajul a ales acest as de băte. Vedeți? Un proiect. Creativitate. O pasiune. Da? A ales să stea în picioare și să găsească soluții creative. Și pentru cine e mesajul? Da, pentru cineva este, da? Cam asta simte acest personaj pentru voi în această perioadă. Oricum, probabil că visează. Chiar dacă lucrurile au încetinit cu spânzuratul de două ori, slow down, au încetinit între voi, acest personaj visează. Se conectează la voi telepatic. Nu știu, poate are și reverii. Dar încă am zis, e un string energetic. Dacă vă deranjează stringul, puteți să-l tăiați. Dar încă e o legătură între voi. Că vorbiți, că nu vorbiți, este o legătură. Și 7 de spade asta arată. Pasiunea asta, chiar dacă nu o vedeți, ea există. Probabil că uneori, când se conectează la voi, o simțiți și voi. Dar au fost multe lacrimi. Au fost multe lacrimi în această situație. Poate chiar și pierderea cuiva. Adică pierderea unei ființe dragi în sensul ăsta. Cineva a pierdut o ființă dragă și din cauza asta a rămas foarte afectată. Nu mai crede în dragoste. Nu mai crede în oricine. Hai să trecem să vorbim, să trecem la numărul 3 și să vorbim despre numărul 3. Uite, nu am la revedere de la numărul 2. Și la numărul 3 a apărut ceva. Oare ce? Nu? A apărut ceva? Nu, n-a apărut, dar am văzut o moarte la un moment dat. Transformare, transformare foarte intensă. Nu uitați că aveți Marea Preoteasă și Magicianul. Puteți manifesta. Dincolo de tăcere, puteți manifesta lucruri spectaculoase. Da, hai să vedem. Ce simte pentru voi numărul 3? Deocamdată este foarte supărată. Ar vrea să vină să ofere dragoste, o dragoste mare, dar nu știe dacă va fi primită sau va fi refuzată această dragoste. Ia uite, determinare, cavalerul de spade și faetonul și cavalerul de cupe.
Tăcerea asta care a fost între voi și care este, i-a pus la pământ cu 10 de spade. Pe lângă alte probleme, i-a pus la pământ. Și vor să vină să exprime și ce simt și ce gândesc și niște lucruri pe care nu le-au împărtășit până acum. Vor să vină să vindece situația, problema, decepția, trădarea care, pe care ați simțit-o că este între voi. Vor să ofere dragoste, dar nu știu dacă o să primiți. Numărul 3, o dată. De două ori. Și de trei ori. Interesant, de monede. Ia uite, nu știu. Nu știu. Interesant, două cărți care jonglează. Jonglează, vorba, bine, cuvânt. Nu luați chiar în sens negativ. Unul jonglează cu aspectele materiale realiste, celălalt e între pasiune și emoții. Încearcă să crească spiritual. Să-și folosească, uite, regina de bâte și regina de cupe, să-și folosească și emoțiile și pasiunea. Exact, emoțiile și pasiunea. Atracția sexuală care între voi. Empatia, telepatia. Acest personaj, posibil voi, nu știu, sau cine o fi, cine se simte, energie feminină, jupiteriană, ar spune, săgetător pește, în special, dar poate să fie și, eu știu, alte semne de foc sau de apă, această energie feminină încearcă să crească, să-și echilibreze, repet, pasiunea și emoțiile. Celălalt, nu știu, să mă duc, să ofer dragostea, ce să fac, dacă mă refuză, dacă nu știu ce, pentru că data trecută a refuzat. Personajul acesta a refuzat. Posibil aspecte în pământ, fecioară, poate taur, poate capricorn. Acest personaj a refuzat dragostea când a fost în fața lor și acum nu știu cum să vină, ce să facă. Am zis tăcerea, eremitul. Poate cineva cu marcaj în fecioară care trece printr-o mare trădare, dar la acea trădare prin care trece, se adaugă durerea tăcerii care este între voi, să zic. 6 de monede, interesant, a apărut și la numărul 2, aceeași carte, 9 de bâte. Regele de cupe, ce frumos, ce simte pentru voi și valetul de cupe. Ce simte. Păi ce se simtă? Încep cu regele de cupe, că e cel mai măreț dintre toate cărțile prezente în acest moment pe masă. Simte multă dragoste. Dar știe că trebuie să exprime măcar o părticică din această mare dragoste. Ce simte? Simte care forță, chiar dacă a trecut prin decepții, prin multe, simte care o determinare, probabil că nici ei nu se așteaptă să aibă această determinare, de a rămâne în această dragoste, de a se lupta pentru această dragoste. Interesant, acest personaj este Chiron, da? Cel care a suferit și a învățat din suferința sa. Prin ce a suferit acest personaj, poate nici voi nu știți. Sau prin ce a trecut și a suferit, rămâne să aflați. Dar în această carte are un as de bâte. Are această atracție, chimie, pasiune nebună pentru voi. Dar în plus mai are și mare, mare dragoste. Nu știți pentru că n-ai exprimat-o. De-aia apare valetul de cupe. E conștient că trebuie să exprimi. Și de ce n-a exprimat-o? Pentru că a trebuit să ofere în stânga și în dreapta. Părinți, prieteni, colegi, foști, foste, eu știu ce, în stânga și în dreapta să ofere din resursele sale. Dar simte că e momentul să vă ofere vouă 6 de monede. Pentru că și voi le-ați oferit. Simte că trebuie manifestată reciprocitate. Am zis, voi le-ați oferit, ei au refuzat atunci. Acum e cazul să ofere ei. Și chiar dacă îi veți refuza, chiar dacă veți fi mai reținuți, sunt determinați.
să rămână pe poziție. Wow! Acum am văzut. Deci eu citeam fără să mă uit la capătul setului de cărți. Trei de spade. Suferință. Neînțelegeri. Cineva a spus un cuvânt și s-a înțeles altceva sau s-a lăsat influențat. S-a lăsat influențat. Cinci de spade. De X, de Y. De neîncrederea în dragoste. Pentru că am mai suferit. Și eventual... Știi că trebuie să aleagă. Ori aceste influențe negative care îi amăresc sufletul de fiecare dată când îi ascultă, când comunică cu ei, ori potențialul de a crea sau potențialul, ori, cum să exprim, să aleagă să comunice cu voi. Valetul de cupe, valetul de monede. Să comunice. Ce? Pasiunea, a zis, e azi de bâte, e aici pasiunea, determinarea. Și emoțiile pe care le simt în preajma voastră se exprime că țin la voi, că au înțeles cu patru de spade, au înțeles că deși a fost distanță sau este distanță între voi, deși au fost lacrimi, acestea pot fi vindecate în momentul în care veți fi împreună. Cineva a suferit acasă. Acasă, ori în familia, neamul în care s-a născut, ori în căsnicia sau jobul pe care l-a... Cineva a suferit pentru niște bani. Uitați. Și această dragoste, aș spune că Alina. Alina își oferă un anume tip de șansă. Șansă. Ca să reface, să zic, financiar. Ia mai dăm o carte. Ia te spun duratul. Da, uite, vedeți? Șansa de a renaște. Am vrut să zic renaște, dar așteptam totuși o carte. De a renaște cu judecata. Seamănă un pic și cu 2 și cu 1. Pe aici, pe acolo, nuanțe. Dacă lucrurile între voi au stat din motive de relații karmice, de sacrificii prea mari, pentru alte persoane care nu meritau, aș spune că acest personaj vrea să exprime din profunzimea emoțiilor sale. Da, și să construiască. Interesant, am zis că înseamnă și cu numărul 1. Să construiască. Să se zbată, interesant, să se zbată, să se lupte. Pentru fericirea voastră, pentru că știe, simte că voi doi împreună sunteți foarte puternici. Ce mai simte? Simte că poate ei sunt într-adevăr o leacă mai imaturi, dar în preajma voastră își descoperă maturitatea. Descoperă că pot fi stabili, determinați, generoși. Hm? Da. De ce fi zis așa? Nu știu, dar... Curățăm cărțile. Ce simte pentru voi? Simte că voi sunteți persoane stabile, muncitoare, determinate, echilibrate financiar. Așa simte ei, chiar dacă voi ziceți că nu. Ia uite, magnetism, da? Și foc, pasiune. E un magnetism. Mare, mare, mare între voi. Dar simte că sunteți persoane echilibrate emoțional, de la care au ce învăța. Ia, nu picate, rog frumos. Ce ai picat acolo? Temperanța, interesant, ce a picat. A picat temperanța. Exact ce am văzut mai devreme. Cu răbdare. Puteți să vindecați rănile și ale trecutului și ale prezentului. Pentru că sunt niște răni. Și dacă e telepatie și voi simțiți problemele lor și ei simt problemele voastre. Odată. Pe dori.
de 3 ori. Iată, 10 de cupe. O separare care nu se vrea interesant, turnul a venit invers. 9 de cupe. Speranță că dacă v-ați separat într-un mod neașteptat, cu ceva răbdare, se poate recrea. Împărăteasa vinde așa, pe... se poate recrea fericirea. Dar ce mai simt împărăteasa? O relație karmică a stat între voi, a fost între voi. Ori o mamă, ori o mamă copiilor, ori o femeie, nu tocmai pozitivă. De 2 ori, de 3 ori, ce simte. E ciudat cum mă simt în timpul etalorilor, parcă sunt altă persoană, deși i-am spus la început, am fost foarte afectată de evenimentele din Turcia. Foarte trist am fost. 2 de monede. Puterea, puterea clarifică 9 de bâte, am zis că sunt foarte determinat și voi posibil să inspirați. Interesant, poate este vreo femeie cu părul creț și înșuvițat în diferite nuanțe sau poate vă schimbați culorile periodic, din când în când, sau înșuvițat așa. Dar, vezi, voi vă luptați cu voi, asta simt, că vă luptați cu voi și îi inspirați ca și ei să se lupte. Încercați să vă echilibrați, aici este un yin și un yang, nu știu dacă ați observat, pe zona de lumină e o panteră neagră, pe zona de întuneric e o panteră albă sau aurie, în fie. Încercați să vedeți situațiile în echilibru. Și voi să vă mențineți în echilibru. Aveți așa o determinare așa nespectaculoasă care inspiră. Ce simte? Uite, foc. Pasiune. Pasiune și dragoste. Foc și apă. Iar apare elementul foc și apă. Pasiunea și atracția pentru voi îi ajută să descopere câtă dragoste poți să aibă pentru o persoană. Și vedeți, vorbeam de dragoste, de apă. Aici acest personaj este pe un val roșu, val de foc, de pasiune, de atracție, de chimie sexuală. La capătul setului de cărți, interesant, regele de monede și regina de spade. Personaj care a ținut foarte mult la bani, dar are această ocazie acum, dacă alege corect, să învețe să țină la... Vedeți, sunt două suflete, două cupe. Să țină la sufletul sau pereche. Ia mai dăm o carte și pentru spânzurat. Dacă a fost tăcere între voi, dacă lucrurile nu s-au dezvoltat la un moment dat, să știți că acest personaj v-a urmărit. Și cum vorbesc de a urmări, neapărat că v-a căutat pe acasă sau că poate nici nu știe unde stați sau, eu știu, stați în altă parte, poate e distanță între voi. Vă urmăriți, să zic, și prin etalările de tarot, vă urmăriți energia, judecata și regina de foc. Foc, foc, foc. Da, vor să renască pasiunea care este între voi, pentru că oricum voi simțiți unul pentru celălalt. Asta e clar. Dar atracția fizică nu s-a mai manifestat din cauza unor chestiuni, unor decepții, unor intervenții, unor bârfe, unor conflicte mentale a ego-ului. Ia uite și iar apare regele de cupe. Mai multă, multă dragoste simte. Și asul de cupe. Hai să vedem totuși... voi aspira...
Inspirați. Voi îi inspirați. A, interesant ceva cu părul. Poate doamnelor, nu știu domnilor, voi ce fel de păr aveți, cum vă purtați, ce frizuri aveți, dar doamnelor, probabil este ceva spectaculos și schimbător în felul în care vă purtați părul. Eu știu, diferite coafiuri, diferite culori, roșu, albastru, galben, înșuvițat, nu știu, oxigenat, șuvițe negre, șuvițe de care o mai fi ele. Și mai ondulat, uneori. Ce simte pentru voi? Cu 2 de monede. Pentru mine acest 2 de monede are în spate un as de monede, dacă vedeți. Este un cer, o nouă lume. Se poate crea. O nouă etapă se poate crea dacă renunțați și unul și celălalt la ce vă dezechilibrează. La acei oameni, acele mâini care tot cer și în viața voastră și în viața lor. Acele mâini, am zis corect, că nu mai, uneori mai greșesc și eu. Interesant, apare împărăteasa. Ia uite și 6 de monede, da. Simt că puteți să fiți foarte generoși și că e cazul să vă ofere ceea ce meritați. O dată. De 2 ori. De 3 ori. Faetonul am văzut. Valetul de monede. Dar vor să vă ofere ceva? Regele de cupe iar. Și turnul, wow. A fost o separare bruscă, șocantă între voi. Vedeți, turnul aduce transformarea radicală a cuiva, moarte și renaștere. De-aia apare și renașterea, judecata. O transformare, în primul rând, în felul în care se comunică. Clar, la obiect, dar și emoțional, și plăcut. Simte. Știți ce? Ah. Ce simte? Simte că vă puteți elibera de blocaje. Și simte că îi puteți alina, că îi puteți înțelege. Dar știți ce? Știți ce văd eu aici? Deși sunt cărți care ar trebui să reprezinte speranțele lor. Nu știu, separare care a fost, care a dus multă durere. Am văzut eremitul, 10 de spade, nu știu dacă să nu e aici, eremitul. Sau a fost mai devreme. Eremitul, 10 de spade, dar o tăcere. Acum apare turnul. O separare bruscă între voi sau neașteptată, neanticipată. Și tăcere, și bârfe, și discuții, și conflicte mentale, și 10 de spade, și 3 de spade, durere, dezamăgire. Dar toate au fost necesare ca situația dintre voi să se transforme. Wow, ce simt. Nu știu. Acum aș vrea să-mi confirmați. Nu vă supărați, dar chiar simt o mare durere aici. Acum
acum o să spun chiar ce simt, că nu mă interesează comentariile unora și altora. Dar am senzația că acest personaj nu v-a apreciat la început. A considerat că sunteți niște oameni mici și de fapt erați niște oameni mari. Ia uitați, un gigant, un gigant. Regele de cupe în acest moment îl văd un gigant. Un uriaș emoțional, un zeu emoțional. Așa îl văd acum, regele de cupe. Care toarnă în oceanul acesta planetar la nivel colectiv, multe emoții, hrănește multe suflete cu ceea ce simte. Și am senzația că acest personaj nu v-a apreciat. A crezut că sunteți mici, de fapt erați mari. Dați niște metafore. Cine nu vrea să înțeleagă genul ăsta de comunicare, să ascultă în altă parte. S-au considerat... Da... Da, a trebuit să apară și separarea și transformarea. S-au considerat mai valoroși și mai buni decât voi. Nu v-au văzut valoarea la început. Asta simt. În acest motiv a trebuit să se manifeste acest turn. Să pice totul. Și știți ce mai simt? Că această dragoste pe care au început să o simtă în această relație care este între voi, le dărâmă întreaga construcție de până acum. Tot ce au construit tradițional, cu părinți, cu colaboratori, cu iubite, iubiți, tot ce au construit practic, pragmatic, nu știu, din motive financiare, se duce de râpă în fața acestei iubiri. Eu asta simt. Și ar vrea să vină să ofere acum o soluție, un gest. Practic, avem mulți valeți, valeți de cupe, valeți de monede, iar valeți de spade, iar de cupe. Știu că trebuie să comunice, cât de puțin. Cât de puțin contează. Pentru că voi oricum îi înțelegeți. Voi oricum îi înțelegeți, dar aș vrea să clarific totuși. La capătul setului de cărți, 10 de monede, familia fericită și stabilă. Iar simt că trebuie să construiți în secret, dincolo de atacurile și privirile acelor oameni dușmănoși care au influențat, să zic, negativ situația dintre voi. Nu știu, tot îmi stă așa, îmi stă pe buze să zic un lucru. Deci, energia feminină, în momentul în care s-a produs această separare, a plâns. A plâns. După. Acest bărbat sau energia masculină, de ca și când ar fi pierdut un copil. Cu alte cuvinte, poate că cineva a pierdut un copil, nu știu. Dar e vorba de copilul interior, pe care cineva a vrut să-l salveze, a vrut să-l ridice, a vrut să-l vindece. Dar s-au băgat alții între voi. S-au băgat alții. Vreau să clarific. Clarificăm, te rog frumos, turnul. Știu că nu pot să vină decât transformați. Ia uite, 10 de spade. Ia uite. Foarte multe, multe, multe trădări. Trădări. Da, turnul. 10 de putere. Iar consum. Consum energetic. Separarea dintre voi a dus la un mare consum energetic, dar ce e bine în aceste de cărți, aici este un as de bute. Se dorește inițiativa. Pentru ce? Ia uite, asul de bute. Pentru că este dragoste și e și chimie, da. Da, uite, se dorește manifestarea unei noi etape. Vedeți că seamănă cu numărul 2 pe aici, pe acolo. Pentru că voi sunteți regina de cupe, da? Și regele de cupe. Sunteți perechea lor. Emoțională, sufletească, spirituală și la nivel fizic
există compatibilitate, să zicem. Clarificăm asta. Ia uite. Moarta și 6 de cupe. Da, trebuie să vină transformați. Să se întoarce. Ce frumos, am așa o imagine. Să vă întoarceți acasă, în familie. Acest personaj trebuie să vină la voi ca în familia sa sufletească. Și atunci trebuie să lase construcțiile materiale, financiare care au fost și să se întoarcă moarta și 6 de cupe. Să se întoarcă acasă. Că voi, cât timp s-au transformat sau cât timp se vor transforma, veți simți această mare, mare pierdere. De ca și când, știți cum e, cu sufletele perechi. Sunt două suflete perechi. Când acest personaj se maturizează, celălalt care este matur, se simte văduvit de sufletul său pereche. Asta simt. Ia uite, 10, 5 de monede. Îndrăgostiții. Dacă au fost separări, dacă au fost probleme financiare, dacă s-au băgat alții între voi, puteți să vindecați, puteți să fiți iar împreună. 6 de cupe înseamnă împăcare, judecata înseamnă împăcare, dar 6 de cupe înseamnă revenirea acasă. Come back home. Și acest personaj simte. 6 de cupe e telepatie, da? Recunoașterea că sunteți. Asta trebuie, acest personaj începe să recunoască, să simtă că voi v-au întâlnit, de fapt, v-au întâlnit ca să-și aducă aminte că pot să iubească, ca să-și aducă aminte de acasă. Și repet, când vorbesc de acasă, mă refer la familia sufletească, nu cea karmică în care ne-am născut sau familia pe care unii și-o fac prin contracte, da, balanță, justiție sau necontracte sau steaua. Puteți să vindecați, dar măi, nu știu, cineva a pierdut un copil sau și-a adăugat suferință la copilul interior? Dacă pot să exprim așa, nu știu, că tot fi de corect, nu mai bat la acolo. Clarificăm și regele de cupe, simt nevoia să clarific, dar am așa o mare apăsare. La numărul 3 am așa o mare apăsare. Ia uite, roata norocului. Și 8 de gâte. Se poate schimba energia. Și în momentul în care acest personaj o să schimbe ce trebuie schimbat, va veni să exprime. Nu o să vă vină să creadă. Ce se exprime? Creștere spirituală. Un anume tip de credință pe care n-a avut-o. Că a descoperit pe Dumnezeu. Că a descoperit, eu știu, spiritualitate. Că vrea stabilitate. Că a ales. Ia uite. Regina de bâte și 10 de cupe. Că v-a ales. Regina de bute a apărut și mai devreme. V-a ales. Voi îi inspirați să-și creeze fericirea alături de voi. Și valetul de monede. Soarele. Ia uite. Da, vor să se lupte pentru această fericire și să inițieze o nouă etapă. Curățăm cărțile. Ce simte? Simte! Simte că trebuie să se lupte! Simte că trebuie să se lupte pentru această fericire, pentru că asta este... Ia uite. Be extraordinar! Back to what you love! Vedeți exact ce am zis? Înapoi! Ia uitați cum aleargă! Înapoi! Voi așteptați aici! Trebuie să treacă printr-un portal, prin transformare radicală. Voi așteptați aici. Și apropo de judecate, vorba de ascensiunea cuiva care nici n-a gândit, probabil nici n-a știut ce e ascensiune. Da, am văzut 8 de bute și marele preot. Cineva descoperă credința că e spiritual, că e... Asta ați făcut voi pentru ei. I-a trezit la o nouă viață. Exact ce am văzut aici. Da, voi le-ați oferit din generozitatea voastră gesturi, eu știu, emoții, cuvinte, chestiuni. I-ați ridicat de pe acest front în care s-au luptat, ce au fost puși la pământ, dați în urmă să vedeți 10 de spade cum erau de
răniți, da? Au fost puși la pământ de niște lupte. Și totuși voi ați ridicat, i-ați animat. Și acum este un anume tip de determinare. De a sta în picioare, de a se ridica, de a se transforma. Văd un licurici. Cineva e ca o lumină în noapte. Cât de mică contează. Ce simte? Că trebuie să-și reevalueze dorințele. Ce au dorit până acum? Au dorit bani. Au jonglat între două situații. Trebuie să-și reevalueze dorințele. Acum încep să dorească dragostea. Pentru că o simt. Ia uite, consideră fundația pusă. Da, vor să fie foarte... adică vor să fie... Vor să creeze stabilitate. Cum se va manifesta această stabilitate? Veți trece și veți vedea. Dacă nu vreți să vedeți, e problema voastră. Dar cam asta simt ei. Pentru că până acum am zis, s-au luptat pentru casa în care s-au născut. Pentru casa, eu știu, prietenei, iubitului, pentru afaceri, pentru alte case. Dar, apropo de casă, acum trebuie să se întoarcă acasă în care își vor găsi fericirea. Casa sufletească. Vedeți ce frumos? Acum mi-atrage atenția, nu casa. Ia uite așa mi-atrage atenție. Da. Să vă arăt și tu.